descoperire sinistră învăluită în mister într-un hotel din Timișoara. Un cetățean olandez a fost găsit mort în cameră de femeia de serviciu. Bărbatul era venit în oraș pentru un tratament stomatologic, potrivit declarațiilor date de reprezentanții unității de cazare polițiștilor. În jurul său erau mai multe pastile, spun unele surse. Teodora Suciu urmărește acest caz. Bună seara, Teodora! Bună seara! Bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a cazat în Timișoara în urmă cu 4 zile. Camerista a intrat pentru prima dată pentru a-i curăța camera acum 2 zile. L-a văzut întins în pat, a crezut că doarme, așa că a ieșit. În această dimineață însă a intrat din nou, l-a găsit în aceeași poziție, așa că a sunat la 112. Medicii ajunși la fața locului și-au dat seama imediat că bărbatul decedase în urmă cu câteva zile. Nu se știe deocamdată ce fel de pastile au găsit criminaliștii lângă trupul bărbatului, dacă era un tratament dat de stomatolog sau altceva. Nu se știe nici din ce cauză a decedat bărbatul, sunt luate în calcul mai multe ipoteze, însă o cauză exactă a morții va fi stabilită în urma necropsiei. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere!